Salutare tinerilor și bine v-am găsit la un nou tutorial, dacă pot să-i spun așa, la un nou video mai bine zis. Toată lumea o agitație mare cu Fortnite-ul ăsta pe Android. În sfârșit a apărut. E în variantă beta, cum scrie și aici. Linkul acesta o să-l găsiți, o să fie primul link din descrierea acestui clip. Momentan funcționează doar pe dispozitivele enumerate mai jos aici. Vedem că Samsung-urile de la S7 în sus, Note-uri tot așa, vedem că avem și de la Google câteva, tot așa modele de top, Pixel, de la Asus câteva Zenfone-uri, Huawei iarăși câteva, Honor și alte nebunii, Mate-uri și așa. Vedem că avem și de la LG tot. Deci ei s-au axat pe vârfurile de top, adică telefoane de top, telefoane apărute cu un an, 2, 3 maxim. Așa, vedem și Nokia, vedem și OnePlus, Xiaomi, toate nebunile astea, chiar și ZTE, deci adică na. Chiar s-au axat și pe telefoanele chinezești, care sunt mai populare. Da. Cam astea sunt telefoanele suportate momentan. Cu siguranță în viitor o să apară și altele. Acum toți fanii înfocați de Fortnite o să zică: mamă, frate, trebuie să-mi iau nu știu ce Samsung sau nu știu ce Huawei sau nu știu ce LG sau nu știu ce Asus, puii mei. În fine, da, momentan astea sunt telefoanele și alea mai slabe, posibil să nu le suporte vreodată. Adică, na, interesul e să aibă performanță telefonul, nu să se chinuie ei să optimizeze pe un telefon care e mai slăbus din punct de vedere hardware. Deci astea sunt telefoanele compatibile în momentul de față dacă vrei să-ți instalezi Fortnite-ul pe telefon, pe Android. Dacă ești pe un Samsung, eu sunt pe un Samsung Galaxy S7 Edge, vedem că este printre telefoanele suportate. Puteți foarte simplu să închideți acest browser și să vă duceți pe Apps, pe Samsung Apps, frumos, și deja când ați intrat pe Samsung Apps, o să vă apară primul Fortnite și al doilea PUBG. Dați pe Fortnite, dăm aici instalare și deschidere, așteptăm puțin să descarce, deja se instalează. Și de aici începem minunăția. Vedem aici cerințele, ci că de la Android 5 în sus trebuie să ai minim 3 GB de RAM. Deci cerințe destul de serioase. Dacă ții un J, nu știu cât, J5, J7, J, astea, nu știu dacă au chiar toate chestiile astea. Dăm aici continuare și așteptăm, trebuie să permitem accesul să descarce jocul. Vedem că se descarcă. Bine că, na, sunt pe wireless și are viteză blană bombă. Așa, aici vedem câteva detalii legate de joc pe care oricum le știți, cei care se joacă Fortnite. Așa, o să-l descarc și eu, o să-l testez, momentan se instalează. Sunt curios să vedem cum se comportă. Și vedem mai încolo ce se mai întâmplă. Văd că spune că se instalează. Durează ceva instalarea. Cu siguranță o să mă pună să mă și loghez, dacă mai știu parolă și username. Asta este întrebarea. Dar sper să le nimeresc până la urmă. Stă ceva să instaleze jocul. Ia să vedem ce spune aici. Că se instalează. Ah, ok. Launch, gata. Ok, suntem ready to action, ca să zic așa, hop, s-a negrit ecranul, sper că se prinde și pe captură, adică n-am testat niciodată să pornesc un joc și să fac și captură. Ok, a apărut Fortnite-ul, se inițializează, ci că downloadează, am înțeles, acum downloadează 1 giga, dar nu va sta foarte mult. Asta vă garantez și să și observă.
că nu va sta foarte mult să descarce, adică deja s-a dus la 20%. Da. Vedem câteva hinturi, ca să le zic așa, câteva poze gen tutorial pentru controlul jocului. Cum sari, cum tragi, toate cele. Vă dați seama că nu se compară ca Fortnite-ul pe PC sau pe orice altă, mă rog, orice altă platformă sau pe consolă. Cam asta este. Mai durează foarte puțin, deja a descărcat aproape 900 de mega. În mai puțin de un minut, cred. Nu știu dacă a durat un minut. Acum se și descarcă, se verifică, se toate cele. Se verifică fișierele. Ca să fie tot ok. Starting Fortnite. Și că se optimizează conținutul. Mai trece printr-un proces. De asta am și vrut să dau drumul la înregistrare, ca să vedeți și voi exact ce se întâmplă, cum se întâmplă, dacă sunt probleme, de ce probleme ne putem lega. Ăsta, v-am spus, este un S7 Edge. Posibil pe alt telefon să facă altfel, adică să se comporte altfel. N-am de unde să știu. Na, încercați și voi și vedeți care cum ce iese. Dar neapărat să vă fie pe să vă fie telefonul în lista aia, că s-ar putea să nu funcționeze pe alte telefoane, adică nu știu dacă o să vă lase să descărcați. La Samsung e mai simplu, că au Samsung Apps, la celelalte telefoane posibil să trebuiască să descărcați instalerul acela din site acolo. Dar asta ceva să optimizeze conținutul, într-adevăr, conținutul este și destul de mare, adică un giga și ceva pentru un joc pe mobil deja ne ia durerea de cap, adică pe bune. În curând o să ajungem să punem jocurile pe mobil pe Blu-ray sau pe ce naiba să le punem. Dacă un giga are el descărcabil, plus că acum se instalează și toate cele, posibil să ocupe mai mult spațiu decât fișierele care au fost downloadate. Da, vedem că avem undeva la vreo 70% terminat. Cu optimizarea asta, optimizing sau cum să citim. Undeva la vreo 80% cred că suntem în momentul de față. Se optimizează adesor conținutul. Hai, prietene, că vreau să joc. Vreau să văd cum este. Ce e de capul lui. Da, durează ceva, adică și nu este un telefon prost. Toate că i-a apărut acum vreo 2 ani, cam așa. Mai bine 2 ani, în fine, că deja e cei de la Samsung au ajuns la S9 și se gândesc la S10, e clar. Anul viitor. Da, încă o dată sigla Fortnite. În speranța că vom reuși să intrăm în joc. Ecran negru, emoții. Crapă sau nu crapă. Iar imagine, iar ecran negru. Starting Fortnite. Ok. Loading, încă un loading, încă un starting, încă. Deci, oficial ne-a rupt cu atâtea loading-uri. Și atâtea chestii care ți-a tot încarcă în jocul ăsta. Dar ce vrei, dacă vrei să. Da, ce vrei să faci? Dacă vrei să joci Fortnite pe telefon, trebuie să aștepți, nu? Ce poți face? Hai, prieteni, știu că poți. Arată-ne ce poți. Da. Stă la jumate. Hai, hai, hai.
Mai are foarte puțin. S-a împotmolit la final. Ca să-ți dea și mai tare emoție, acum știi, poți să te aștepți să-ți dea vreun ceva, vreun crash, să facă. Așa. Și că e să find me account. Am înțeles și acum trebuie să băgăm parole și alte nebune, corect? Trebuie să pun pauză aici. Ok, am să pun pauză și revin imediat. Bun, am revenit, de să vedem. Da, am revenit. Ok, accept. M-am logat, trebuie să dau accept, trebuie să accept terminul și toate nebunile, pentru că în altfel nu o să mergăm. Go to the waiting list. Get on the waiting list. And we'll send an invite email when... Ok. Get the waiting list. Deci o să ne pune pe o listă de așteptare. Aparent. Văd că ne tot direcționează în browser pe pagina unde am fost mai devreme, cam ceva de genul. Mai să-l și întoarcem. Așa. Păi și da, ok. Mai dat aici și dacă dau pe Samsung. Ce se întâmplă? Mă dai aici și pot să dau deschidere. Ok. Asta știu. Epic Games. Da, am descărcat PDF-ul. Da, trebuie să dăm de aici, la fel cum am dat și la prima... Și prima oară când am început videoul, versiune site desktop, dacă sunteți pe Chrome, eu folosesc Chrome și acum ar trebui să se încarce invers și dăm aici sign up for email invite. Și spune aici select Android device. Selectăm Samsung, Huawei, HTC, LG, Samsung S77 Edge. Select. Am înțeles, ne spune că acum suntem, că o să ne trimită un e-mail de confirmare sau ceva de genul când putem să jucăm. Acel e-mail o să conțină un link către instalerul Fortnite și mulțumim pentru răbdare sau ceva de genul, cam așa se traduce. Da, deci momentan jocul nu poate fi jucat dacă nu primești de la ei un e-mail în care să-ți spună lucrul ăsta, domne, gata, poți să joci, ți-a dat acces. Mi se pare cel mai mare bullshit ever făcut vreodată de cineva. De ce? Pentru că eu am descărcat tot jocul, l-am instalat un giga și ceva, am așteptat să facă toate configurările și toate nebunile, m-am logat cu contul Epic Games PC la tavă și după aia îmi spune că nu... că trebuie să aștept la coadă, adică să-mi confirme că într-adevăr pot să joc. Ceea ce mi se pare destul de aiurea, adică de ce mai mă lăsa să mă descarc jocul? Dacă nu era, mai bine mai mă lăsa să descarc jocul, îmi cereai de la bun început zi chestia asta cu waiting-ul, cu așteptarea și asta era tot. Mă puneai pe lista acolo de așteptare și mă mai dorea capul, dar așa din moment ce am văzut că s-a instalat jocul, am crezut că pot să și joc, în fine. Da, deci puneți-vă și voi pe lista de așteptare. Ați văzut toți pașii la mine. Dacă aveți întrebări ceva, rubrica de comentarii acolo mai jos vă așteaptă. Mersi frumos de vizionare. Nu uita, dacă ți-a plăcut acest video, dă și tu un like, un share dacă n-ai făcut-o încă și un subscribe dacă ești nou pe canal. Și până data viitoare, aveți grijă de voi. V-am pupat. Ciao, ciao!